O femeie îmbrăcată într-o rochie roșie are o expresie tensionată în timp ce nava spațială se confruntă cu turbulențe în adâncurile spațiului. Cu toate acestea, devine clar că acesta este doar un coșmar și femeia se trezește din somn. Între timp, un bărbat pe nume Allen ține o prelegere despre un artefact antic descoperit în orașul Navajo. Artefactul reprezentat pe un ecran mare este o enigmă surprinzătoare, iar Allen vorbește despre istoria și secretele pentru singurul său auditoriu, o femeie frumoasă pe nume Scout, care pare a fi colega și prietena sa. În loc să întrebe despre artefact, femeia îl tachinează și îl întreabă dacă profesorul Allen are vreun plan pentru seara aceasta. Conversația lor continuă în întreruptă până când telefonul profesorului Allen sună. La celălalt capăt al firului este Brian, care îl informează pe Allen care are nevoie de mai mult timp pentru a-și prezenta ultima descoperire. Este vorba despre un artefact încă necunoscut. Convorbirea telefonică se încheie brusc. După terminarea convorbirii, Allen își rea planurile cu scout și dezvolă că telefonul lui Brian a fost o încercare calculată de a-i fura atenția. Chiar când termină de exersat, este luat prin surprindere de sosire neașteptată a domnului Richards. În ciuda faptului că este luat prin surprindere, Brian încearcă să-l asigure pe domnul Richards că nu va fi luat prin surprindere. Cei doi se îndreaptă spre descoperirea lui Brian. Richard este uimit de ceea ce vede și se apropie de artefact pentru a se uita mai atent. Brian afirmă că artefactul, care pare să fie în stare perfectă, fără zgrieturi sau deteriorări, are de fapt 14.000 de ani vechime. Brian susține afirmațiile cu studii ale geologilor și eroglifelor, capturând interesul domnului Richards și stârnindu-i dorința de a afla mai multe. El se coboară la pământ și îl invită pe Richard să facă același lucru, explicându-i că nisipul are aceleași vibrații ca atunci când a atins artefactul. Richards este uimit de descoperirea sa și o sună imediat pe Nicola. Brian nu știe că această decizie îi va pune viața în pericol. Domnul Richard o laudă pe Nicole pentru reacția ei promptă și avertizează că trebuie să păstreze secretă descoperirea lor cu orice preț. O clipă mai târziu, Richard intră în camera în care se afla Alan și Scout, fără să-și anunțe sosirea și fără să se deranjeze să ceară permisiunea cuiva mai întâi. Fără menajemente, Richard trece direct la subiect, dezvăluindu-și motivele. El le spune cuplului că, pe lângă descoperirea sa recentă, a scos la iveală ceva și mai vechi, un artefact vechi de peste 14.000 de ani. Vestea stârnește interesul cuplului, iar Richard îi îndrumă să se uite la ecranul mare. Pe măsură ce scanează imaginea, curiozitatea lor crește și încep să ceară mai multe informații despre artefact. Cu toate acestea, Richard recunoaște că nu poate răspunde la toate întrebările lor și că motivul vizitei sale este să le ceară ajutorul în descoperirea artefactului antic. În ziua următoare, Richard îi duce pe Scout și Allen la locul unde se află artefactul antic. În timpul vizitei, uimirea cuplului se dublează atunci când văd artefactul cochilor. Între timp, scout studiază artefactul în detaliu, observând că acesta conține scris de mână care trebuie tradus. Richard arată clar că au voie disperată de ajutorul lor pentru a descoperi misterele artefactului. Deși Allen susține că singurul lucru pe care îl pot face este traducerea, Scout nu este de acord și promite lui Richard că pot face treaba. Scout continuă să examineze artefactul cu atenție și observă gravurile scrise de mână de pe el. El atinge artefactul și deodată are o viziune. În viziune, Scout se vede purtând un costum spațial roșu și întâlnește o fată frumoasă cu părul creț care poartă o rochie roșie. Cu toate acestea, fata dispare într-o rază de foc. În acea noapte, Scoutul nu poate dormi Mai târziu Se ridică din pat și se duce direct în camera lui Pentru a privi din nou artefactul Admirându-i frumusețea Dimineața Membrii Consiliului de Administrație Toate figuri influente în domeniul arheologiei Stau atenți în timp ce Dr. Richards Îi invită pe Scout și alem pe scenă Scout începe prin a-și împărtăși descoperirile, sublinind sculpturile complexe care împodobesc artefactul și explicând că acestea au fost realizate cu intenția de a transmite un mesaj. La sfârșitul prezentării, Allen informează cu mândrie grupul că scrisul a fost făcut de oameni din trecut, după ce Scout și încheie povestea, Consiliul se reunește și decide că munca lor s-a încheiat, informându-i că acum își vor primi indemnizația pentru cercetare. Cu toate acestea, Scout simte că decizia Consiliului este nedreaptă. În biroul lor, Ellie, un prieten al lor, a pregătit baloane și băuturi pentru a sărbători victoria lor, dornic să comemoreze succesul lor. Allen încearcă să o convingă pe Scout să renunțe la căutarea descoperirii, dar pentru este mai mult decât o simplă muncă. Ea îi spune că mesajul și misterul ar putea avea un impact profund asupra lumii. Auzim cuvintele convingătoare, Alen ajunge să fie de acord cu ea. Simțindu-se revigorată, Scout se duce la Ellie și îl anunță că acum este gata să bea și să sărbătorească cu ei. În acel moment însă, imaginea de pe cranul mare îngheață, iar Alen merge să investigheze problema tehnică. În acel moment, cineva sună la ușă, iar Ellie se duce să deschidă ușa. Este întâmpinat de Nicole, care trage fără menajament în el. Nicole continuă să tragă cu sălbăticie, dărâmând coșul de fum și oferind acoperire cuplului vecin. Ea scufundă apoi corpul lui Ellie în ulei și își aprinde o Un incendiu izbucnește reducând trupul la cinoșa. Între timp, Richard este ocupat cu munca sa, explorând întregul potențial al artefactului, care se dovedește a fi o mașină, datorită tehnologiei de care dispună. Purând devine clar că mașina nu este doar un triunghi, ci o navă enormă, cu o bogăție de putere neexploatată. Afară, un alt cercetător încearcă să deșifreze secretele artefactului. Ea și împărtășește descoperirile cu grupul, explicând că artefactul este incredibil de puternic și își demonstrează puterea spărgându-l cu un ciocan. În timp ce toți ceilalți sunt ocupați, Allen și scaută și înregistrează încercează cred mișcările, sperând să folosească imaginile pentru a demasca motivele sinistre ale domnului Richard. Brusc, Scout avertizează că artefactul începe să-și reactiveze motorul și că este imperios necesar să se acționeze rapid pentru a-l împiedica să se lanseze în spațiu. În timp ce Richard se apropie de navă, acesta își cântărește opțiunile, dar apoi îl vede pe Allen. Îl strigă și Allen face un pas curajos în față, spunând că este în posesia unor dovezi care ar putea fi folosite pentru a expune lumea acțiunile lui Richard. Cu toate acestea, puterea lui Richard se dovedește prea mare. Un elicopter sosește imediat și plouă cu gloanța asupra lui Allen ne lăsând nicio îndoială cu privire la rezultatul confruntării. Se dovedește că ceea ce s-a întâmplat înainte este doar un coșmar al său. Allen încearcă să o consoleze, făcându-i să înțeleagă că nu este real și nu va deveni niciodată realitate. Mai târziu, Scout pleacă la o plimbare cu mașina și ajunge să asculte un radio unde un pastor vorbește despre soarta vieții. Ajunge la destinație la o cafenea unde comandă o cafea. Chelnerița, observând că Scout pare deprimat, îi oferă o ceașcă de înghețată de casă și începe o conversație. În timpul discuției, lor, telefonul lui Scout sună. Chelnerii o sfătuiește să nu răspundă, avertizând o colocație ar putea fi urmărită prin intermediul tehnologiei. Scout urmează sfatul și pune telefonul jos pe înghețată, ascunzându-se de cei care ar putea să o sune. Între timp, într-un birou mare, cu mobilier impunător, Richard prezintă noutăți despre ultimul lor proiect. După ce întâlnirea se încheie, Scout pășește în față, fluturând un cuțit și îndreptându-l spre gâtul domnului Richard. În momentul în care Scout este pe punctul de a lovi, Nicole intervine pentru a-și proteja șeful. Un bărbat aflat la un apel video face o salvare surprinzătoare când îl informează pe Richard care are nevoie de ajutor. În interior, în ciuda faptului că a fost manipulată și constrânsă să citească întregul scris, Scout rezistă și refuză să spună ceva. Frustrat, Richard o duce pe Scout direct la artefact și o forțează să-l atingă, făcând-o să simtă o energie puternică în interior. Într-o întorsătură șocantă evenimentelor, Richard sfârșește prin a înghiți artefactul, făcându-i pe toți să pe consternați. Un robot extraterestru iese încet din artefact. Nicole încearcă mai întâi să se apere, trăgând în robotul extraterestru, dar apoi pune arma jos și fuge. Din păcate, robotul extraterestru își folosește laserul pentru a ucide pe Nicole cu o singură lovitură în ochi. Robotul este o să o captureze pe scout, care încearcă cu disperare să scape. În cele din urmă, robotul extraterestru reușește să o adormă pe scout și a pe umăr. Bărbatul de la pelul video simte cum pământul de sub el se zguduie și privește uimit cum artefactul, plantat anterior în pământ, se ridică în aer și decolează ca o rachetă. Când deschide ochii, este neîncrezătoare, visele îi să devină realitate. Robotul o privește în ochi și oferă o frumoasă rochie roșie. După ce se îmbracă în rochie, amândoi examinează monitorul și sunt surprinși de ceea ce văd. Sunt deja aproape de lună, deși au părăsit pământul cu doar câteva minute în urmă. Nava spațială se zgude când aterizează în siguranță pe lună, iar cei doi sunt întâmpinați de apariția misteriosului artefact pe monitorul lor. Deodată, un robot albastru intră în cadrul camerei, surprinzându-i pe toți. Robotul albastru se plimbă în jurul navei și, văzând o fereastră, vede o oportunitate de a intra. Acesta sparge rapid fereastra cu laserele sale. Cu toate acestea, deoarece nava este echipată cu un scut protector, robotul albastru își pierde cunoștința câteva minute mai târziu. În timp ce robotul extraterestru albastru doarme, cel roșu face semn ușor lui Scout să îmbrace un costum spațial roșu și să recupereze un obiect care seamănă cu un ochi. Cei doi își continuă căutarea pentru a dezlega misterele artefactului, când sunt brus prinși într-o ambuscadă de un alt robot care iese din nisip. Cei doi roboți se angajează într-o luptă cerbă, robotul roșu prezentând caracteristici similare cu cele ale adversari sarului său, cum ar fi mișcări lente, atacuri cu laser și trăsături similare. Cu toate acestea, după ce și învinge rivalul, robotul roșu își pierde încet cunoștința. Cu puțin timp înainte de a intra într-un somn etern, acesta reușește să-i transmită lui Scout artefactul asemănător unei inimi. Fără ezitare, Scout pune obiectul pe artefactul frumos și enigmatic. Imediat ce artefactul este așezat în poziția corectă, nisipul din jur începe să se agite și artefactul este la iveală din ascunzătoare. Dintr-o dată, izbunește un foc arzător, luminând întreaga lună și transformând cerul înstelat în lumină de zi. Scout strigă, nefiind sigură de ceea ce se întâmplă. Ea decide să se apropie de artefactul asemănător unei case pentru a investiga mai bine. Pe măsură ce se apropie, Scout observă un cod pentru a deschide ușile și șoptește că trebuie să-și termine sarcina. Când intră în artefact, găsește persoana visurilor ei, dormind într-o capsulă. Dintr-o dată, fata din visele apare din nou în fața ei și își exprimă recunoștința că cineva a terminat în sfârșit misiunea pe care ea nu a putut să o îndeplinească. Cu toate acestea, Scout este luată prin surprindere când îl aude pe Richard că robotul extraterestru Richard se atașează de robotul extraterestru. El țintește spre ochii robotului, făcându-l să-și piardă încet cunoștința. În ciuda neputinței, robotul este capabil să audă și Scout folosește acest lucru în avantajul ei, determinând robotul să urmeze vocea. Cu robotul acum ieșit din joc, Scout trece la ceea ce crede că este destinul ei. Scoate costumul spațial și îmbracă un frumos costum roșu. Cu o tărâre, poșește în fața capsulei, își pune mâna pe buton și adoarme, la fel ca zeitatea care se odinește lângă ea. Filmul se încheie cu un mesaj care spune Este o lume nouă, nu o strica și arată o plantă pe suprafața lunii. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!